Ой. Ia să vedem. Dăm la o parte. În locul lui punem acest înmulțitor. Am eu voie să ridic. Așa e viața asta. Mai facem ce n-avem voie. Foarte greu. Așa. Deci înmulțitorul în locul la stup. Vedeți? Așa arată el. Iar acum aduc 4 diafragme. Este o filmare un pic mai lungă ca cele de obicei, dar asta e situația. Și acum urmez ieșirile, da? Deci ieșirea la acest nucleu. Adunăm ramele, punem o diafragmă. Acesta e gata. Punem podișoarele. Acest înmulțitor este unul dintre lucrurile bune făcute de domnul profesor. Iată și acesta vine aici. Mai punem un o diafragmă. O găsește. O punem acestea imediat. Așa. Punem podișoare. Un pic mai lată, mai mici. Lată. Lată așa. Și aici mutăm în partea aceasta la altă ramele cu albinuță. Așa. Aia să mai aduc două diafragme. Am mai adus două diafragme și
Continuăm. Așa. Potrivim diafragmele. Iată și ultima. Ultimul nucleu care face. Este mai interesant să vă arăt acest înmulțitor ce am făcut acum. Să vă arăt stupul din față, da? Vedeți cam ce se întâmplă. Iată, după ce înmulțitorul a fost făcut și nucleele, am împărțit în patru acest stup și acum și albina se va împărți între cele patru nuclee. Bineînțeles, ele se vor popula, unii mai tare, alții mai puțin. Dar, în mod normal, ar trebui să se împartă în mod egal. Vom vedea data viitoare. Până atunci, numai bine. Cam atâta pe ziua de azi. Sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de mine. Până data viitoare, numai bine.